Când ai văzut prima oară avionul, strigai, hea, 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 sărma mai că ne ia pui să nebunesc. Și acum ce faci, bă, fratele meu, bă, e greu. Mie nu-mi pui cameră în camion. Dă-mă, bat-o norocul să o bată de cameră cu mama ei. Nu-mi pui tu mie cameră în camion, eu nu vreau, nu-s de acord. N-am timp să mai respir, dar vreau să trăiesc, să știi. Nu contează ce am făcut, dacă am mai trecut o zi. Timpul nu mă întreabă dacă e rău sau dacă e bine. Și timpul nu mă lasă nici să mai vorbesc cu mine. Bună dimineața, dragi oameni, bun să fie pace, având în vedere faptul că plecăm la muncă, facem și noi ceva pe YouTube-ul ăsta. N-am mai făcut de mult, da, n-am avut. Deci am avut o leacă de probleme din cauza faptului că a trebuit să zbor în țară, i-am ars pe aia pe aeroport, iar din nou. A doua oară când iar fratele meu pe aeroport, vă învăț șmecherie, pe canalul ăsta se predă și șmecherie din când în când. Nu se încep vlogurile cu morți răniți familii, fratele meu. Cum mă să încep vlogul și să-ți bagi în toți morții dispecerul sau mai știu eu ce? În fine, să nu ne abatem de la subiect. Deci când am fost în țară atunci în sărbători, i-am ars pe ea de la aeroport cu vreo 70 și ceva de lire. Ce-am făcut, fratele meu? Acolo la Luton, eu am făcut booking la parcare. Mafiot, ce credeți? Ca să nu plătesc, că dacă bai așa mașina în parcare fără booking, plătește-te-n doi. A făcut booking, am știut, fratele meu, că sunt 15.000 de parcări pe lângă. 15.000 de parcări, sper. Și am făcut și eu booking la o parcare acolo. Și m-am dus la long term car park, nu știu ce, parcare pe termen lung. E, fratele meu, și m-am dus acolo și am stat mașina. Mergând pe principiu că, vezi, doamne, parcarea aranjată cu omenie, cu alea. Cu plasa ca pe România, cu plasa și cu bani. Așa. O las acolo, zbor și mă întorc. Când să dau să ies din parcare cu mașina, ieși dacă poți. Bă, fratele meu, și pune mâna și sună la mâna, lăsați-mă să ies afară. Nimic, du-te și plătește că n-ai plătit. Încerc să plătesc, nu mergea cardul. Ăla a fost norocul meu, că nu mă țigăneam. Dar ăla a fost norocul meu, că n-am mers cardul. Ăla a fost norocul meu. Că plăteam atunci 70 de lire, că n-aveam cum. Și pe 2 zile 70 de lire, pe 2 zile am stat în parcare atunci de sărbători. 70 de lire pe 2 zile, mă spărgeau, mă nenoroceau, sărac ce-și am în colț. E mult, fratele meu, pe 24. Am stat mai bine de 24 de ore, dar să-mi iei bani pe parcare în halul ăla e cam greu. Și nu merge, am stat pe aia vreo 2 ori la interval, am văzut că n-au cu cine și au zis, du-te, fratele meu, eu plăsesc în parcare în altă parte. Și, bine, dacă am plăsit și acolo vreo 30 de lire, parcă așa, dacă mai bine. În partea cealaltă. Bania nu i-am mai recuperat, că n-am mai avut cum. Să înțelegeți ce vreau să zic. M-am învățat să sun, dar și din neglijență am să sun să le spun că am greșit și am plătit și nu știu, era târziu, era după. Oricum iau camere și pot să verifice dacă tu ai stat sau nu ai stat în parcare. Am zis, bă, lasă că știi că e pe partea asta, că nu plăti nimic aici. Și acum când am venit, am dat o săptămână acasă. Când am venit acum, nu când am plecat. Când am plecat acum, ce am zis? Bă, fra, stai să nu mai fac booking, că iar plătesc nu știu ce parcare pe nu știu unde. Și înțelegeți ce vreau să zic, iar iau țeapă. E, fra, și ce am făcut? Zic, bă, nu plătesc. Mă duc așa. Și când ajung acolo, iau tichetul și mă uit pe tichet ce adresă sau la parcare și plătesc. Zic, și făcut, dar eu dimineața când să încerc să plătesc parcarea, îmi scrie destul de clar pe aplicație, nană, tu trebuie să plătești cu o zi înainte de a ajunge în parcare. E, și n-am plătit, că știi și de ce, că înțelegeți. Vorbesc numai așa, numai în fente, numai că eu, să fiu sincer, nu vorbesc pe limba tuturor. Vorbesc pe limba ălora care înțeleg și care știu despre ce-i vorba pe acest canal, bineînțeles. Da. Și a plătit. Dar o zi a fost pe moca, o zi am dat pe moca acolo în parcare. Și când dau să ies, bag tichetul, scoate afară. Bag o dată. Bag, scoate afară. A, dau la informații. N-am plătit parcă. Dă număr de mașină, uite ăsta. Stai să verificăm. Pa, verifică aici, verifică. Au deschis bariera și au zis să fie pace, pace, fra, pace. Acum mergem să luăm o cursă de la Preston. Început la 7, bă, fratele meu, bă, încep la 7. Nu mai, mă, dau pe zi.
cât de curând, nu. Dau pe zi cât de curând, e greu. Da, fii atent și tu, că la 6 nu-i întuneric acolo. Trage BMW-ul ăsta, fratele meu, n-am pe unde să-i dau 180-200. Dacă nu ia 200 pe ceas, nu ia nimic. Mai am unul în țară, ăla e din 99, ăla te rogi de el să meargă pe drum. Dar ăsta când i-am băgat picior, cum mă dă cu capul de tetieră. Nu mă dau eu așa la el, îmi trag de el până crea pe inima el. Că nu ard în figur și beșinană, că e greu, e greu. E greu. Am făcut filmulețul ăla cu atestatele, ăla l-am făcut pe 700, pe 100 și ceva. Trebuie să schimb programul de editat. Mi-am schimbat laptopul și am luat un program, am luat Filmora 9 sau ceva de genul. Și trebuie să-mi iau altul, nu? Am avut eu unul bun pe laptopul ăla care l-am avut înainte. 5.7 mi se pare că era. Îl caut pe ăla și-l instalez pe ăla, că ăla avea mult mai multe chestii, mult mai multe scheme și calibra video. Adică filmulețul calibra înainte. După aia randa. Nu mai stau, fraților, la editat, nu mai stau. Mi-am luat acum o navă de laptop. Hai de capul meu, navă. Are 16 giga de RAM. i7. Nu știu, mulțumesc lui Grasul Tataie, pentru că el mi-a recomandat laptopul ăsta. Omul chiar știe cu tehnologia, la fel și Ursu, Marius Ursu, și el știe cu tehnologia. Eu, să fiu sincer, mă dau și eu pe gaming, la mine e mai greu. Și Sache știe cu tehnologia. Și mă dau și eu pe gaming ușor, ușor, că avem cu ce acum. Și mi-am luat Shadow of Mordor, fraților. Shadow of Mordor, ăla e jocul meu pe care am pierdut prima oară când l-am văzut 5 ore. Deci am stat 5 ore non-stop pe el. I-am dat blană. Și acum stau. Dar trebuie să mă învăț cum să fac streaming. Aia e faza. Descărcai ceva programe, făcui o simulare, e ce trebuie. Dar mai trebuie să mai învăț anumite chestii. Înțelegeți ce vreau să zic? După care ne apucăm, fratele meu, nu se mai poate. Bă, ce țeapă, mă, puteam să vin pe partea aia, venit pe aceea de unul colbată, mă, ploaia și pe mine. Și ne apucăm de gaming, fraților, cum se mai poate. Pentru că ați văzut, stăm pe live, vorbim una alta, degeaba. Trebuie să ne apucăm de gaming și să ne combinăm, să fie cu pace. Mai am să mai învăț câteva chestii, să folosesc OBS-ul ăla, să pot să facem streaming. Dar le aflu că sunt suficient de hotărât ca să le aflu. Și acum mergem să facem o cursă la o firmă. Eu știu cum se numește, am impresia că e prelată. Vă țin la curent, vă țin la 380 dacă e nevoie, dar nu știu ce putem noi să facem din cauza faptului că iară e noapte. Bă, dar se întunecă mai greu, fra. E 6 ceasul și lumina afară. 6 și? Să fiu la 7 acolo. Numai probleme, fratele meu, numai probleme. Și de la agenție m-au sunat și mi-au dat cursa și mi-au trimis adresă unde să merg să încep. Apucai să caut eu pe net, sună e 3 ore la el, nu răspundea nimeni. Apucai să caut eu pe net firma, fără adresă, și sună la el la biologie, nu, uite, asta sunt, s-ar putea să am o cursă la voi, cu început la 7. Îmi spune numele, pac, uite, ăsta e numele meu, ba, bun, tu ești Nana, vino încoace, vino, mă, vino să ne faci cursa, ba, tă-vă ploaie. Nu știu unde mă duc, nu știu ce fac. E prelată, mâine e sâmbătă, lucrez și sâmbătă, mâine încep la 3, ne vede. Mai facem câte un vloguleț, așa că am luat pauză definitiv. Oricum, mulțumesc tuturor pentru abonare, am avut parte de o abonare masivă. De aproape, dacă aveam 1000 și ceva de abonați, acum am 14.600. Asta înseamnă că e cu pace. E cu pace, da. Și o marte și pe jocuri, că mie, să fiu sincer, mi-au cam plăcut jocurile, dar n-am avut timp și n-am avut nici cu ce. Acum că mi-am luat așa un laptop cât de cât bun, adică bun, bine, destul de bun. Bine, e bun, bun. Nu știu dacă v-am arătat ce e. E un Helios 500. Un Acer Helios 500. Pentru cunoscători. Cunoscătorii știu despre ce e vorba. Dacă nu puteți să căutați, e destul de bogat în resurse. Nu vreau să mă dau mare. A costat destul de mult. Dar în principiu ideea e destul de bună. Pe termen îndelungat e bună. Pentru că mă folosesc de laptop. Nu stau să-mi bat capul. Nu vine să-mi sparg capul ăla dinainte. Și
5 ani trag de el garantat. Deci garantat trag de laptopul la 5 ani. Așa că eu nu-l văd ca, nu văd ca pe o pierdere. Decât să pierd 2 ore la editat, mai bine pierd o jumătate de oră la editat și ai cu ce. Calculezi timpul acolo și vezi că nu ești nicăieri practic. Și o mai ardem și pe jocul. Adică ați văzut, facem un live, intrăm în motorie, ce să mai spun? Ce să mai spun? Așa când intrăm, vorbim despre un subiect, pac, cineva scrie un comentariu, răspund la comentariu, pac, pac. Te mai joci un Shadow of Mordor, mie îmi place jocul ăla blană, deci eu sunt disperat după jocul ăla. L-am luat aseară, l-am instalat, mă jucai azi, cred că o oră sau dacă nu mai bine. Am luat și niște căști din alea de gaming, pentru că microfonul de la laptop nu face față. Cameră nu-mi iau pentru că face treabă și aia de la buireți. Face treabă și aia de la laptop, oricum ea o pui într-un colț undeva, o faci mică și n-ai stres. 200 rachete pe autobandă, Preston scrie pe fruntea noastră. Nu știu unde mă trimit ăștia acum, bate-i ploaia să-i bată. Fraților, ne vedem mai târziu, să vedem ce coace de camion conduc astăzi, n-am mai condus de 2 săptămâni. 2 săptămâni am stat pe bară, practic. Vedem ce coace de camion conduc, nu știu dacă mai știu să mai conduc. Stai, mă, să intru și eu, bată de ploaia, că mai e și BMW. Nu cred că mai știu să mai conduc. Am o stabilitate pe ăsta, să mă ferească Dumnezeu la 120, dacă bag mâna în volan și trag stânga dreapta, nici nu mă răstorn. Nici nu mă răstorn, vă spun drept drum, cum stau eu la 4 dimineața în pat, rupt, de tragi patul de sub mine și eu rămân în aer. Atât de greu dorm, vă dați seama, O să fie o noapte lungă, din cauza faptului că început la 7 seara, am vrut să-mi dea una ieri. Și am cerut 10 ore garantate și 10 ore garantate și cât, mă? Și 14 de pe oră. Și acum și pe asta îmi dau tot 14, dar nu garantează nimic. N-a venit niciunul cu oferta, dar 2 săptămâni pe dreapta, trebuie să bag și o cursă, că de mâncat mănânc, chirie plătesc. Na, mâine am o cursă bună și bine plătită, având în vedere că e sâmbătă și început la 3. Adică ce trebuie, 3, la 1 noaptea sunt înapoi acasă. Dar ușor, ușor vă spun drept. Deci gata, treburile își devin pe Anglia, treburile își devin. Deci agențiile chiar îmi trimit curse. Vreo 3, am 3 agenții care îmi trimit curse plan, adică cam, îmi cam trimit. Și da, nu, n-am ce să spun. E coaje BMW-ul ăsta, dar suspensia asta face tot. Că stai pe drum, fratele meu, de n-ai cum să vezi, mai largă să cum merge, dacă bag piciorul în el, nu mai vede numărul de matriculare. Stai să mă dau în stânga, n-am să te duci, că mâncați zilele, mă împii de la spate, așa, ca pe, fraier. Nu te uita, că dacă vreau să bag, tot acolo, ajungi, nu te uita. Îmi mai zic o chestie, că vorbiți de mașini scumpe și că dacă aveam eu bani, îmi luam și o mașină scumpă. Nu mă dau mare, dar laptopul e 2 ori mai scump decât mașina. Bun. Chestia e în felul următor. Pe țară, mă duc până la Timișoara și mă întorc înapoi. Când mă întorc înapoi, frate, bine, era să fac și 2 accidente pe drum, că m-am trezit pe contrasens de 2 ori, într-un sens giratoriu în Timișoara, era să intru pe invers. Aproape că, bine, am avut pe cineva cu mine și a strigat la mine că intram pe invers ca pe Anglia. Și mă întorc, fratele meu, cu un BMW din ăsta așa 99, bătrân, 136 de cai, dar precis avea 100 de cai, nici 100, că are undeva la 40-50.000 de km și are ceva de un trage, mi se pare că e de bimetru. Dar nu, cine se mai ocupă de el, să meargă, cât merge, atâta merge. Și când nu mai merge, fier vechi. În fine, un Mercedes din ăsta, fratele meu, cel puțin 2013, deci nu așa, nu... Și ce credeți? Ne-am întâlnit pe undeva pe la ieșire de Pitișoara, m-a depășit. Cei drept, el pe drum s-a oprit de vreo 2 ori. Dar scurt, odată s-a oprit să-și cumpere niște mere pe marginea drumului, l-am văzut. Și odată s-a oprit să se piște pe undeva pe la Străia, unde l-am depășit de ultima oară. Deci ca să iau o mașină din aia scumpă și să mergi cu ea pe țară, fratele meu, e umilință. Umilință! Tu ai seama să ai 250 de cai pe un Mercedes din ăla și să mergi cu el 70, 50,
80, 90 maxim, nu așa. Și altă chestie, autopanda e soluția. Toate orașele care au autopandă, să nu vorbim, Timișoara, Arad și părțile astea mai sus. Deci toate sunt mai dezvoltate, am observat schimbare. Prețurile au crescut. Autobanda e soluția, din cauza faptului că pe unde se merge, merge transportul, merge tot ce se mai dicolo-colo. Fraților, v-am aburit destul pentru prima parte, hai să vedem ce conducem și ne vedem. Ce bă, fratele meu, ce ține Dumnezeu pe pământ, bă? Mă duce pe unde vrea el, bă, fratele meu. Nu te potolești, mă, nu te potolești, du-mă, mă, pe unde trebuie să mă duci, mă, n-ai, mă, cu cine stai. Ăsta doarme în continuare. Trage Scania asta, bă, mamaie. Ce ironia sorții când vă zic cheile, zic, bă, V8. V8, fratele meu, te dusești telefonul, te dusești, bată-te, ploaia să te bată. Mamă, mi-era dor, n-am zis de o Scania asta. E rigidă, bată norocul s-o îndoaie. De n-ai putut să vezi, amin, în cadarea de pe banda dreaptă. Pentru că va trebui să o iei în jos, ia-o în jos. Mă băgă pe urmă. Tu dai seama, mă, ce nesimțit să-mi fac el manevra asta. Mie, tita mai, tita mai director la șoferi. Adevărul e că mă doare nici la bască, bă, nici la bască, bă, fratele meu. Cur mesajele cu cursele de la băieți, vai de capul meu, bă, mamaie, bă. N-ai pus să vezi. Curg, fratele meu, acum vorbesc serios. Eu sunt vreo jala și Caterinca, am vreo 5 agenții care îmi scriu și vor să mă prostească, să mă duc să lucrez pentru ei. Și eu ce fac? Mai spun și nu din când în când și mai cer și bani. Spune, hai că-ți dau 13, îmi garantez 10 ore, nu? Dă, atunci dăm 14 și cu 8 ore garantate, dacă nu 15. Aseară n-am avut chef de muncă, când am venit, le-am cerut 15, fratele meu, pe cursa de azi. Dar a găsit un fraier care să se ducă cu 13 și nu mi-a mai luat eu 15, mă, mama, e, mă, să nu mă știu din ala. Oricum ei mi-au dat un preț mai mic și eu le-am cerut mai mare. Ne ducem 160 de km pe gol, de unde se activează pilotul la Scania? Bă, nu mai știu, fratele meu, să merg cu Scania, bă, frate. Aceeași mașină, mă, același camion. E greu. Vâje, ha? Vâje, este. Ce să faci, Ana? Vezi, frate, că îi zic lui ăla la birou, Nana, e cheie de V8 asta. Da. Păi și e V8, că nu vine să crede, e V8. N-am mai găsit un V8 de la Paștile Cailor. A, nu e V8. Pa, zic, ce păcat. Ce păcat, mă, mă, mă. Bă, adevărul e că mi-era dor, mă, mi-era dor de o Scania. Mi-era dor, chiar dor mi-era. Deci lumini ambientale n-ai. Na, este. Asta e, bate vântul, deci că mă dă jos după tu. Să vedem dacă vin ăștia cu curse corecte. Dar e ora, mă, e ora nașpar de, eu nu stau la ăștia aici, mă. Eu nu stau la ăștia aici, fratele meu, să încep la 7 seara, eu nu stau la ăștia aici, vă spun drept. Aici nu fac pui. Pentru luni am o ofertă cu Star la 5. Da? Și mâine am Star la 3. Aia, oferta aia cu Star la 5 rămâne cea mai plauzibilă. Eu am mai băgat la aia. Dar să vedem ce mai apare. Mă ajunge pe zi, bă, frate. Dar dacă dau mesaj, le spun pe zi, pe zi. Pe noapte se caută cel mai rău. Și pe noapte îi jonglez cum vreau eu, le mai cer bani, nu mă duc. Asta înseamnă să fii mafiot. Adevărul e că în zona în care stau să nebunesc, dacă nu în toate direcțiile am joburi. Orică încolo, orică încolo, aici e Preston, aici e Warrington, aici e Manchester, aici e Liverpool, aici e. Dar până la Liverpool nu mă duc, e mult. E mult de mers, e mult. Asta e un camion de tramper. Un Air, dar nu știu de cât e. Cred că e de 450. E ce trebuie. Nu e rău. Puțin nostru.
150 în sus, 150 înapoi. 150 în sus, 150 în jos. Asta înseamnă 300 și un pic. Dar nu cred că îmi dau ei numai atâta, nana, că 8 ore garantate. Și coxule, dacă te ardă ăștia, mă, bată-te ploaia să te bată. Dacă te ardă ăștia și îți dau acum în jos și în sus și gata. Deci dacă fac chestia asta și îmi dau în jos și în sus și gata, se împlinească 8 ore. M-am înțeles cu ei. M-am înțeles cu ei că fără 8 ore garantate nu se duce nimeni. Că nu te duci, fratele meu, să muți camionul prin curte 2 ore și după aia să vii acasă. Ba. E, vă țin la 380, oameni buni. Mă, o să vedem ce fac pe acolo. Am impresia că ăștia au cameră în camion acolo. Văd un, văd un bec verde aprins. N-am, mă, fratele meu, nici le-au coplați, n-am nici scoși, n-am nimic. Trebuie să-mi iau o... asta, o bandă izolatoare, să-mi iau ceva după mine. Mie nu-mi pui cameră în camion. Dă-o, mă, bat-o norocul s-o bată de cameră cu mama ei. Nu-mi pui tu mie cameră în camion. Eu nu vreau, nu-s de acord. Și nu spune nimeni când te cheamă în cursă că au cameră în camion. Nu-mi trebuie mie, lasă tu siguranța mea. Vezi tu de treabă cu siguranța mea. Lasă-mă tu în pace. Că știu eu. Că eu mi-asum că mă urc în camion. Mi-asum că știu. Știu cum e mers. Eu mi-a scris un coleg la așa să mă duc. La cometri ăștia. La Culina. Să zic cineva într-un comentariu. Hai la Culina. Nu faceți, mă, blin, schimbați banda, că de imediat îl depășesc pe unchiul aici. Nu faceți blitz, nu vă potoliți, nu vă potoliți, este... Vă țin la 380, oameni buni, pace să fie, ne vedem pe aici, pe plantați. Ei, fraților, și văd unul la aeroport, mai alalt de... Niște glezne așa faine pe el, fratele meu, de o palmă liberă, așa cum se poartă. Poartă numai interlopii ăștia, că eu nu sunt. Ia uite, Ioana merge pe câmp. Eu nu pun pres pe din astea, astea niște... niște beșini de copii mici din punctul meu de vedere. Mă, fratele meu, un tur lăsat pe el așa, mergea încrăcănat de parcă punea făsui să nebunesc. Iasă la aeroport, la acolo, la avion, că să ne urcăm. E, fratele meu, și la auzi. Ia uite în ce coajă ne urcăm. Eu în gândul meu, când să dea pe limbă, dar nu am eu stres, nu am eu nervi. Toți așa. Când ai văzut prima oară avionul, strigai, hea, 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 sărma mai că ne ia pui să nebunesc. Și acum ce faci, bă, fratele meu, bă, e greu, e greu. E, fraților, eu vă las seara faină, numai bine, eu am fost regele șoferilor. Din când în când, Adrian Cox, cam tot timpul, pace să fie, aveți grijă de corpurile voastre și ne vedem data viitoare. N-am timp să mai respir, dar vreau să trăiesc, să știi. Nu contează ce am făcut, dacă am mai trecut o zi. Timpul nu mă întreabă dacă e rău sau dacă e bine. Și timpul nu mă lasă nici să mai vorbesc cu mine.